Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Astăzi discutăm despre două subiecte importante discutate aprins și în Parlament, votarea mai multor proiecte de legi, dar și a unor membri în sfârșit în Consiliul Superior al Magistraturii, care, spune majoritatea parlamentară, va debloca activitatea acestei instituții de autoreglementare în sistemul judecătoresc. Ăsta este primul subiect. Iar al doilea, care încă se mai discută în Parlament, ține de pachetul de legi mult discutat și criticat de o parte a societății, deci pachetul de legi legat de Serviciul de Informație și Securitate și atribuțiile mult mai largi pe care le-ar putea obține această instituție pentru măsuri speciale de investigație. Filaj, interceptare, mă rog, și alte metode de a intruziune în viața personală a cetățenilor. Invitați în studio sunt domnul Alexandru Arseni, doctor în drept constituțional. Bună seara! Bună seara! Domnul Nicolae Ceanu, jurist, fost secretar de stat Ministerul Justiției. Bună seara! Bună seara! Domnul Vasile Bolea, deputat Partidul Socialiștilor. Bună seara! Bună seara! Și îl așteptăm să vină și pe domnul Adrian Cheptonar, deputat PAS, care tocmai în aceste minute mai prezintă încă un proiect de lege legat de SIS. Așteptăm să vină ca să putem discuta despre subiectul care, iată, câteva ore bune s-a dezbătut în Parlament și a fost foarte mult criticat de opoziție. Dar la început, până să avem aceste discuții, vreau să discutăm foarte repede, în maxim 10 minute, despre un fenomen. La începutul ședinței de astăzi, colegii dumneavoastră, domnule Bolea, au făcut un gest, presa a zis, gest biblic în Parlament, au venit cu 30 de arginți și i-au aruncat către unul dintre foștii dumneavoastră coleg, Gae Vardanian, simbol că s-a vândut și i-a dat cei 30 de argint. Vreau să discutăm un pic despre gestul ăsta, care l-a vizat doar pe unul, nu și ceilalți plecați. De ce? Dacă puteți să ne explicați un pic gestul. De-ați văzut ceilalți? În sensul că erați pregătiți și pentru alții, dar nu erau prezenți la ședință? Păi nu erau prezenți la ședință. Așa. Da, Gae Vardanian încă anul trecut a plecat, nu? Nu. O lună în urmă. O lună în urmă a plecat de la dumneavoastră, da, din partid. Și am discutat cu dumneavoastră pe lucrul dat, pe tot aici la emisiune. Ați uitat deja. Despre plecarea dumnealui? Da. Din Parlament. Nu, noi am mai discutat despre faptul că dumnealui a plecat din Partidul Socialiștilor. Am întrebat de ce gestul de astăzi, la mai mult timp de la plecarea dumnealui, s-a întâmplat. Aceste plecări din Partidul Socialiștilor, ele vor mai continua? M-a întrebat pe mine? Da, de cum dumneavoastră evaluați lucrurile? Nu știu, domnul Rață, vor pleca sau nu vor pleca? Pe unii pleacă, alții vin. Nu prea vin. Este o chestie, poftim? Nu prea vin, adică n-am văzut să aveți noi deputați. Dar deputați nu alți deputați. Deputați nu pot să vină, dar la următoarele alegeri. Vin primar, vin consilier regional inclusiv. Apropo, dacă să vorbim despre consilieri regionali, nou ne-a reușit în Nisporeni, unde, bine, pentru noi, pentru socialiști, este un raion greu, da, unde pe acele voturi și simpatiile alegătorilor le obținem cu foarte multă muncă. Da? Nou ne-a reușit, dar una am discutat cu președintele organizației PSRM din Nisporeni, cu Pavel Artamonov, care a spus că e reușit să coaguleze o fracțiune. Deci dacă eu nu greșesc, am avut unul sau doi mi se pare că consilieri regionali, acum încă unul s-a alăturat nou și avem o fracțiune din trei consilieri regionali Nisporeni. Vă felicit, dar vreau să discutăm de el. Nu știu, mi se pare că independent unul a venit, da, și a hotărât. Vreau să discutăm despre ce se întâmplă cu deputații din fracțiunea socialiștilor în Parlament. De ce vă pleacă deputații? Întrebați-i pe ei. Dumneavoastră vă întreb, ei nu vor să vorbească cu noi, știți foarte păi bine. Păi și noi, după anunțurile lor, i-am telefonat și ei tot nu vor să discute cu noi. Dar până în acel moment în care au anunțat public plecarea, ați avut discuții? Evident. Și vă spuneau?
problemele pe care le văd? Că ei spun că nu sunt de acord cu unele acțiuni. Ei pot spui tot ce vor. Da. Eu am avut curajul într-o chestiune, da, care se discuta intens în interiorul partidului, în interiorul conducerii partidului referitor la alegerile în autonomia Găgăuză. Eu am avut curajul să-mi expun părerea mea proprie față în față cu ceilalți colegi și ne-am expus-o. Ceilalți nu am auzit, posibil ei veneau la colegii care sunt în executivul politica partidului și discutau ce și pe ei deranjează. Cel puțin eu n-am auzit asemenea lucruri, da, că s-ar fi întâmplat. Ei au decis ceea ce au decis. Da, dacă nu accepta partidul poziția dumneavoastră de a susține un alt candidat decât partidul, tot ați fi plecat din partid? Sau din fracțiune? Nu. Ați avut vreodată gândul să părăsiți fracțiunea? Nu. Și acești colegi de ce au avut astfel de gânduri? Întrebați-vă ei. Eu vă întreb pentru că, pentru că șeful fracțiunii dumneavoastră spune că problema este în șeful faptul... Șeful fracțiunii noastre este doamna Zinaida. Da, am greșit. Ați vorbit da. Cu dumneavoastră? Nu, domnul Vătrâncea, scuzați. Dumnealui spune despre faptul că lor li s-au propus niște oferte financiare generoase și de asta au părăsit. Așa. Împărtășit aceeași părere? Eu împărtășesc părerea sau pot spun un lucru la care nemijlocit am participat. N-am stat cu lumânarea și n-am dacă a fost acest lucru, da, făcut, n-am numărat banii care s-au transmis. Și nu cunosc acest lucru, dar poate să existe asemenea situații, lucrurile astea trebuie să fie investigate sau cel puțin raportate la procurori, organul de urmărire penală. Eu nu cunosc asemenea lucruri. Înseamnă că nu susțineți gestul cu cei 30 de arginți, pentru că gestul respectiv este justificat doar dacă sunteți convins că s-a vândut. Eu, haideți, vreau să vă spun... Nu, eu n-am preferință. Eu am înțeles, să înțeleg care e situația. Dacă ori una, ori alta. Ori sunteți... Noi cu dumneavoastră suntem juriști, așa e? Din punct de vedere politic, eu înțeleg acel gest care l-a făcut colegii. Apropo, eu ieri nu am participat la ședința fracțiunii, eram implicat în unele activități în sudul țării. N-am știut despre faptul că se intenționează un asemenea scenariu față de colegi. Am cunoscut deja dimineața că vor fi niște tablouri sau cum să-i spun pancarte, da, care vor fi lipite. Eu n-am văzut, așa că eu nu știu. Au fost. Sunt pe ecran acum. Care vor fi lipite, da. Le-au prezentat până acum. Acolo unde au stat colegii noștri, da, Irina Lozovan, Alexandru Nistirovski. Despre aceasta am știut. Despre acest gest, cum s-a spus în presă, cu 30 de arginți, eu n-am știut despre acest lucru. Și din punctul ăsta de vedere, ca și jurist, deci eu vă spun poziția mea inclusiv reieșind din unele principii pe care pe mine m-au învățat la universitate. Unul din ele este principiul prezumției nevinovăției. Din punct de vedere politic, eu condamn acest rasism care îl fac colegii. De ce ei au făcut? Ce pe dânșii i-a stimulat ca ei să facă un asemenea pas? Eu nu cunosc. Colegul Bătrâncea a vorbit despre faptul că în 2020, da, când în Parlament de asemenea, din majoritate parlamentară plecau, da, noi adoptam astăzi bunoare proiect de hotărâre prin condamnarea rasismului politic, toți unanim și a doua zi vreo 7 deputați fenomenul este unul foarte vechi și mereu condamnat. Au plecat la Pro-Moldova sau nu știu unde. De ce asemenea fenomeni erau? De ce făceau oamenii lucrul ăsta? Care a fost? Eu știți la ce m-am gândit încă? M-am întrebat, în de ce pleacă numai de la dumneavoastră? Din Partidul Comuniștilor nu pleacă. Nu, la timpul respectiv au plecat. Nu, care acum, în actuala legislatură. Din PAS nu pleacă. Ei, haideți. Pleacă din PAS, deputați?
Bine, nu deputați, pleacă consilierul. Nu, noi vorbim despre bun. Consilierile Reinol din toate fracțiunile pleacă. Acolo nu neapărat considerentele sunt politice. Acolo la... Nu, în consilii locale sunt și alte motive pentru care se... Sau cum se construiesc... Am văzut pe același domn Cernei, care vorbea și îi blama cei din PAS. Nu, el nu a fost deputat. Noi vorbim despre fracțiune parlamentară. Era liderul organizațiilor, dacă nu greșesc, în Sângerei. Lider de organizație. De ce, parlament pleacă, de ce în Parlament pleacă doar din fracțiunea noastră? În sens, doar din fracțiunea noastră. Păi, iată, în această legislatură, traseismul observăm doar din PSRM în o structură inexistentă, dar asociată cu Partidul Șor. Eu încă o dată vă explic. Întrebați-i pe cei doi colegii noștri, trei, care s-au declarat independenți la etapa aceasta. Da, vreau și opiniile dumneavoastră pe acest... Ce pe dânsul i-a stimulat, da, să facă acest pas? Asta ar însemna un autodenunț? Poftim? Asta ar însemna un autodenunț? Cine nu, i-a stimulat? Nu, asta ar însemna un interviu... Dar stimularea nu-i materială obligatorie. Asta ar fi un interviu sincer, dacă ei încă știu și cunosc ce înseamnă sincer. Noi cu mare drag îi așteptăm la noi în emisiune ca să ne spună sincer de ce au făcut aceasta. Poate că domnul serios că de vreo câteva ore a fost în mai multe da, dar vedeți că acum nici cum nu vrea să vorbească cu dumneavoastră, așa... Așa și știți cu noi. Cum, probabil trebuie să treacă pe ceva timp ca ei să înceapă să vorbească. Că se conștiința ceva cu... să-i mustre, știți, diferite cazuri. Se întâmplă, da, așa, să mustre conștiința. Evident. Haideți să văd și părerile dumneavoastră despre acest traseism. Că tot o să vorbim despre justiție mai târziu. Deci trebuie să detașăm două instituții foarte clare. Partidul politic ca instituție politică, reglementat prin articolul 41, legea cu privire la partid. Problemele interioare de partid sau partidului. Odată ce concurentul electoral, partidul, a obținut mandatul, adică a trecut pragul electoral și a fost validat în mandatele, calitatea de membru de partid în Parlament nu are pentru mine și pentru cetățean nicio valoare. Acolo vorbim de deputat care în conformitate cu articolul 68, aliniat 1 din Constituție, citez: în exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciu poporului și nu a partidului. Uh-huh. Aici e harababură întreagă. În Parlament, după validare, concurentul electoral care are lista respectivă, în baza listei formează fracțiuni. Ia ca structura politico-juridică etatică. Fracțiunea este consultată la desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, la dizolvarea Parlamentului, candidatură la funcția de președinte a Parlamentului, comisii, iată. Da. Deci trebuie să operăm. Ce ține de traseismul ăsta, politic, nu mă interesează, e treaba lor. Asta putem să discutăm o oră întreagă. Traseismul lor în cadrul Parlamentului? În cadrul partidului. Da, noi vorbim de cel din Parlament. Eu v-am spus, dați să detașăm. Atât timp cât le punem la un loc, nu mai ieșim din încurcătură. Nu, nu le punem. Și aici se speculează. În cazul dacă el e membru fracțiunii, deja el îmbrăcat haina de mandat parlamentar are. El trebuie să respecte drepturile, obligațiile care stabilite în statut. Și în fracțiunii ei se convoacă, au regulament, au toate este. Poftim, de ce are loc trecerea dintr-o fracțiune în alt? Nu poți deputatului să-i faci nimic, pentru că el e în serviciu deja a poporului, dar nu a partidului. Alta este problema, și aici o spun pentru toți deputații, că majoritatea nu și-o citit drepturile și obligațiile din legea statutului deputatului. Și nu înțeleg ce înseamnă exercitarea suveranității naționale prin reprezentare. Adică nu sunt pătrunși. Și cei care, cum ați spus dumneavoastră, de la comuniști, azi au votat împotriva traseismului, dar până seara s-au dus în altă. Deci vorbește de lipsă de responsabilitate, de stimă de electoratul care e încredințat. E exercitarea mandatului, adică dreptul a cetățeanului, nu a deputatului. Uh-huh. Iată, aici este de lucru și de explicat situația. Încercarea. Iată și acum și deputații din fracțiunea socialiștilor au venit cu o inițiativă legislativă care să descurajeze acest traseism, adică de fapt să o facă imposibil. Este constituțional? Ar fi constituțional? Fiecare deputat are dreptul la inițiative legislative, conform articolului... Oprirea deputaților să plece dintr-o fracțiune... Eu am înțeles întrebarea, slavă Domnului. Ei pe interior acolo se fierb.
Noi nu participăm, nici domnul Eșanu, ex-ministru, viceministru, nu participăm. Noi nu știm care e situația, ce își sferbe acolo. Lasă să examineze, au dreptul la inițiativă, să analizeze fenomenul în complexitatea sa, dar dacă nu o să pornească de la obligația de a exercita mandatul în serviciu poporului, tot este o să fie așa, jocuri și ocupații. Da. Da. Nu am prea multe de comentat, pentru că din perspectivă juridică problema este foarte simplă, a descris-o domnul Arsenic, privește inițiativa de a combate traseismul, atâta timp cât nu este modificată Constituția și nu se schimbă conceptul de la mandat reprezentativ la mandat imperativ, care ar fi o catastrofă pentru noi și așa. Astăzi avem... Coloac peste pupă de se va primi. Da. Da. Noi și așa astăzi încă nu avem, foarte corect a menționat domnul Arsenie, deputați care își înțeleg esența mandatului reprezentativ, care este, apropo, este unica șansă ca oamenii să aibă posibilitatea ca interesele lor să fie reprezentate. Nu uitați că Parlamentul, în principiu, trebuie să reflecte societatea. Deci, trebuie să arate ce interese și fiecare. Eu vreau, spre exemplu, liberalizare economică. Eu vreau să fiu reprezentat de cei care militează pentru asta. Pentru cineva e mai importantă drepturile minorităților. Și atunci el așteaptă să fie reprezentant în Parlament de cineva pentru care mandatul ăsta. Cu regret, astăzi, dacă o să întrebați deputații noștri, el, ce fragment a populației reprezintă? Ce opțiune, opțiune politică asta, și socială. Da, pentru că, apropo, nu trebuie făcut confuzii între reprezentarea partidului politic, da, și reprezentarea curentelor care sunt acolo în societate. Din societate și în partid. Pentru că un partid, la rândul lui, reprezintă un spectru mai larg. Nici un partid nu-și poate permite luxul să fie un partid din nișă, să-și ia un segment foarte îngust a populației, pentru că să participe, pentru că partidele sunt o formă de participa la guvernarea țării. Pentru asta ai nevoie de o reprezentare mai largă și atunci să merge la compromisuri. Dar noi am intrat într-o discuție care nu știu dacă o să fie interesantă privitorilor noastre. Vreau să trecem la discuție legată de domeniul justiției, doar ca să mai precizez cu domnul Bolea. Iată, inițiativa asta dumneavoastră legislativă presupune modificarea Constituției. Credeți că obțineți voturi pentru asta în Parlament? Nu. În primul rând, înainte de a obține voturi, trebuie este o procedură să mai obținem două semnături, ce obțin. Și eu sper că colegii din majoritatea parlamentară sau ceilalți, care tot de asemenea condamnă aceste acțiuni de traseism politic, sunt sinceri în abordările sale și ar dori să subsinieze această inițiativă. Mai departe, ceea ce a spus și domn profesor, urmează să primim avizul Curții Constituționale. Da. Luăm pozitiv o și după aia, deja conform procedurii, mai departe, înregistrarea, votarea și așa. Luăm o pauză de publicitate. După asta revenim să discutăm despre legile și legea aprobată astăzi în Parlament legată de Curtea Supremă de Justiție, reformarea instituției, dar și despre numirea celor trei membri din societatea civilă sau nejudecători în Consiliul Superior al Magistraturii, fapt care au anunțat reprezentanții majorității parlamentare, înseamnă că CSM-ul a devenit funcțional. Cât de funcțional este CSM-ul? Discutăm după publicitate. Cu noi, în legătură prin Skype, va fi și unul dintre membrii CSM-ului astăzi, Ion Guzun. Îl vom întreba despre aceste aspecte, dar și despre prioritățile pe care le are CSM-ul. Sportivii noștri au valoare, pasiune, devotament, acțiune, muncă, talent. Campionii nu se nasc,
ei devin campionii cu Stas Чернавка, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și 10 străini. Noi țărănii mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Felele cele așa și se murează în procuratură. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сколько вы сумеете с доминатор? И что дальше ждет нас? Это самое страшное. S-a depășit etapa unui teribilism simplu. Moldovia, в экономическом плане, более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен бьют, и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев! Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Чернавка, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник Сент-Имплечер. Tot ce e important. Eu am 5 copii și 10 străini. Noi țărănii mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale.
duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45. A revenit în studio și acum discutăm despre blocajele din justiție. Blocaje despre care societatea tot vorbește de o lună de zile. Astăzi, Parlamentul spune că a rezolvat mai multe dintre ele, a eliminat blocajul legat de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii prin votarea în Parlament a 3 membri nejudecători în acest organ de autoadministrare judecătorească. Acum avem legătura prin Skype cu unul dintre membrii nejudecători votat astăzi de Parlament, domnul Ion Guzun. Domnul Guzun, bună seara, ne auziți? Bună seara. Da. În primul rând, vă rog să ne spuneți dacă urmarea votului de astăzi din Parlament, CSM-ul devine sau nu funcțional. Eu cred că legea este clară și stabilește că ședințele Consiliului Superior al Magistraturii Consiliul este funcțional dacă la ședință participă cel puțin două treimi din membrii în exercițiu. Prin votul de astăzi a Parlamentului avem 3 membri care sunt desemnați de către Parlament și un membru din rândul judecătorilor. Deci 4. Așa. Pentru cetățeni s-ar putea să nu fie foarte clar în condițiile în care legea spune că CSM-ul este format din 12 persoane, 6 judecători, 6 nejudecători și atunci când noi spunem că 4 este suficient ca să facă lucrativ instituția, este funcțională, să facă funcțională instituția, este suficient. Puteți să traduceți asta pentru oamenii simpli? Atunci, cum, adică, dacă urmăm logica, domnul Guzun, puneți sculeac capul în mișcare și dacă urmăm logica noastră, el era funcțional și până la asta. Era un membru, tot participau, el vinea și erau, nu două treimi, sau 100% din membri în funcție. Ce s-a schimbat din ieri până astăzi? Să ascultăm și răspunsul domnului. Nu, dar eu aș vrea explicații la logica asta. De ieri până astăzi, aplicând logica, două treimi din cei prezenți, ce s-a schimbat? Ieri am avut un membru, membru fiind prezent, este 100% reprezentare a membrilor în funcție, deci funcțional. Astăzi avem 4, vin 4, tot 100%, sau eventual acum avem și opțiunea să vină mai puțin, să vină 3, să avem 2-3. Dar nu s-a schimbat nimic. Da, haideți să ascultăm răspuns. Și ieri și astăzi, norma respectivă interpretată, cum o interpretați dumneavoastră, eu nu propun altă interpretare, dar a dumneavoastră, era funcțional și ieri. Domnul Guzun. Logica mea este următoare. Nu, logica e și normal. Prin modificarea făcută în lege, s-a indicat numărul ca să asigure activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Nu, haideți să ascultăm răspunsul. Atât din rândul judecătorilor, cât și din rândul celor care sunt în judecătorii parlamentari. Dacă ieri era prezent 100% din membrii în funcție. Ieri era un membru prezent la adunare 100%. Ce contravenea la lege și nu era funcțional? Domnule Șanu, ascultăm răspunsul. Strict la asta, nu restul. Demagogie îi putem face toți. Vă sunteți foarte indignat. Nu, nu sunt. Dar așa, din logica dumneavoastră, două treime, asta înseamnă corpul și picioare. Domnule Șanu, nu ascultăm răspunsul. Era funcțional și ieri. Și-i funcționat și astăzi n-am nicio problemă. Sau arătați-mi că eu greșesc. Deci eu aplic logica dumneavoastră și ajung la unica concluzie posibil, că era funcțional și până la numire și după numire. Haideți să ascultăm dumneavoastră răspuns. Spuneți că ceva s-a schimbat.
Explicați ce s-a schimbat. Domnule, și eu accept, nicio problemă. Ascultăm răspunsul. Domnul Ieșanu, haideți să beți un pahar cu apă și ascultați-mi răspunsul meu. După cum dumneavoastră spuneți, două treimi, asta înseamnă corpul, picioarele fără cap, da? Dacă este o singură persoană. Eu am zis că legea stabilește că Consiliul este funcționar dacă sunt în funcție două treimi din cei din exercițiu. Da? Dacă asta este unul și el este prezent, avem 100% reprezentare. Haideți să ascultăm răspunsul. Dacă este unul și unul prezent, cât sunt prezenți dintre cei care sunt în funcție? 100%? Da. De ce nu sunt 100% prezent dacă este unul? Din domnul Ieșanu, v-ați dus într-o extremă inexplicabilă și eu nu vă recunosc. Ideea este următoare. Legea asta, Constituția stabilește, trebuie să fie 6 judecători și 6 nejudecători. Da. Deja când nu este nelegitim, atunci, domnule Ieșanu, explicați-mi cum e, care este logica când la primărie participă în alegeri persoane și câștigă funcția de primar sau alte funcții. Deci, nu ați confundat. Eu, apropo, n-am spus nimic. Eu n-am contestat că să nu fie funcțional. Deloc. Greșit. Nu să vorbiți mult și nici nu-mi dați să-mi explic și confundați lucrurile. Drept, trebuie să urmăm o logică. Când spunem o logică, urmăm consecințele acelei logici. Dacă nu, schimbăm datele problemei. Și eu am spus, pentru a afirma că ceva s-a schimbat de ieri până astăzi, noi trebuie să arătăm de ce ieri interpretarea, prezența a cel puțin două treimi. Și dacă este unul unul prezent, el este 100%. Deci erau prezenți 100% dacă se convoc. De ce aceeași logică nu era valabilă ieri? Nu vă schimb, apropo, nu vă contesta nimic. Cu excepția că ați băgat asta, chiar că a devenit funcțional. Dacă spuneați, el este funcțional, noi să menuim trici. Eu zic să facem o precizare. Nu ridicam deloc problema. Că domnul Guzu nu a participat la adoptarea acestei modificări legislative. Nu, dar dumnealui nu era deputat când s-a făcut modificarea de către Parlament. Adică, ținem cont, iată, puteți să-l întrebați pe domnul Cheptonară despre asta. Dar eu nu întreb despre modificarea din Parlament. Eu întreb despre logica care o aplică fiecare persoană. Eu nu discut acum cum e legea. Eu spun, se spune că determinăm funcționalitatea în dependență de prezența membrilor care sunt în funcție. Avem în funcție un membru. El s-a prezentat la adunare. Avem 100%. Prezență. De ce nu este funcțional cu unul? Iată, asta e logica. Da. Dacă se răspunde la asta. Eu nu spun că nu e funcțional acum, să discutăm ulterior. Dar la această etapă eu nu spun nimic. E funcțional, nu e funcțional. Eu întreb să înțeleg logica oamenilor care promovează ceva. Și respectiv, după logica mea, dacă sunt cel puțin 3 membri, 2/3 este dacă la ședință vin 2 membri. Dar 2 membri, de deja ce? Deja noi ce putem să discutăm care este competența. Este legitim sau nu? Dacă pot adopta hotărâri sau nu. Din 4, dar așa cum eu, stabilirea unui număr de persoane, ieșim de 2/3. Domnul Arsenie vrea să intervină, să spună ceva și după asta, domnul Guzun, eu mai am două întrebări, știu că trebuie să plecați și am să adresez celelalte două întrebări și vă lăsăm să plecați. Vă mulțumesc. Domnul Guzun, spuneți, vă rog, după lege, 12 membri trebuie să fie în componența Consiliului Superior al Magistraturii, da? 6 judecători și 6 de la societatea civilă. Așa? Exact. Da. Așa. Câți astăzi din membrii Consiliului au mandatul valid? 4. 3. 3, da? Eu tot, e vorba și de doamna Cernat, și... dar nu știu dacă ea are 6 cei ani. Dar admitem 4. Noastre, domnul Guzon și toți, stimați gălăși, noi despre ce vorbim? Orice instituție care are un număr stabilit de persoane, în cazul dat Consiliul Superior al Magistraturii, 12 persoane, pentru ca el să fie deliberativ, să poată lucra, trebuie să fie prezenți cel puțin 50+1, adică 7. Iar pentru ca hotărârile lui să fie legale și legitime, trebuie să voteze 2/3 din 12, dar nu din 4. Este o interpretare absolut greșită și speculativă a funcționării unui organ care, cum a spus dumneavoastră, domnule Jean, legal și legitim. Dacă nu există această
Am citit articolul la care face trimitere majoritatea parlamentară. Marian, ședința Consiliului Superior a Magistraturii este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din membrii care sunt în exercițiul funcțiunii. Iată, asta aici trebuie de interpretat. Nu. Acord. Da. Aici de modificare făcută în august 2022. Această redacție este neconstituțională, dar nu a atacat-o nimeni, noi zicem. Da. Deci, iar interpretarea doctrinară, autentică, nu permite a unui organ cu patru persoane, din care când trebuie să fie 12, să fie deliberativ. Este o confuzie totală în teoria generală a dreptului și raportul... Da. Vreau să revin la domnul Guzun, pentru că dumneavoastră trebuie să se retragă și vreau să mai adresez două întrebări. Urmează să vă convocați, domnule Guzun, în ședința CSM? Când și ce urmează să faceți la această ședință? Cu colegii să ne întâlnim cel puțin mâine pentru a stabili, să vedem care sunt prioritățile, chestiunile urgente, iar dacă vom decide să convocăm Consiliul Superior al Magistraturii în ședință publică pentru a adopta hotărâri, veți fi anunțați inclusiv dumneavoastră. Deci urmează să, legată de convocarea ședinței, de ce va depinde convocarea ședinței? Încă o dată. Bine, Consiliul Superior al Magistraturii are mai multe competențe, dar în mod vădit, până nu sunt suplinite funcțiile, inclusiv din partea judecătorilor, hotărâri care sunt legate de cariera judecătorilor, nu pot fi adoptate. Dar decizii care țin de organizarea, nu știu, a Consiliului intern, cea care ține de organizarea adunării generale, pentru că ați auzit că judecătorii erau nemulțumiți de cum a fost convocată și organizată acea ședință, asemenea decizii vor fi. Deci timp de o lună, hotărâri, nu știu, care ar fi legate de cariera judecătorilor, cu speranță nu vor fi, până când nu vor fi aleși și membrii de rândul judecătorilor. Am înțeles. Și mai am o întrebare aici, pentru că vine în contextul în care am auzit, iarăși, zvonuri, da? Că pentru a evita blocajul de la Curtea Supremă de Justiție, CSM-ul urmează să facă detașarea unor judecători de la instanțele de fond sau la apel, la CSJ pe perioada până când este numită nouă componență a CSJ ca să nu blocheze activitatea acestei instituții. Aceste, nu știu cum se fac, detașări vor fi făcute de CSM sau nu? Am trimis proiectul. Poți vă-l citesc dacă vrei. Detașarea e cu totul altceva. Înțeleg, de asta întreb. Exact. CSM-ul asta va face sau nu? Nu trebuie detașare dintr-o instanță în alta. Detașare din funcția de judecător, membru Consiliului Superior al Magistraturii. Iată, asta e detașare. Dar asta deja e numire. Asta se cere hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Păi dacă de la o instanță la alta. Adică se face numiri ține de cariera? Sigur că da. Dar dacă este temporar? Nu merge niciun fel de temporar. Haideți să vedem ce spune domnul. Din Curtea de Apel Bălți la Curtea de Apel Cahul? Da. Aceasta se poate, pentru că a echilibra și a descărca masa cei de dosare. Dar de la o instanță la altă detașare este. Domnul Guzon, asta se va întâmpla sau nu? Noi trebuie să discutăm cu colegii. Eu pot să mă dau cu opinia ce cred eu despre acest proces. Dacă puteți. Dar cu siguranță noi trebuie să discutăm în ce măsură sistemul judecătoresc mai poate răbda o lună, două sau trei. Din câte se pare, la Curtea Supremă de Justiție, noi nu putem să discutăm despre o completare a funcțiilor sau începutul de completare a funcțiilor nici măcar în 4-5 luni, dar dosarele trebuie să fie examinate, sunt fără dosare penale, sunt hotărârile de comisie de prefeti în care au fost contestate, sunt alte dosare care țin de competență, de transferuri. Deci activitatea în Curtea Supremă de Justiție trebuie să fie luată în considerare, iar măsurile excepționale în timpul în care noi practic avem 5 judecători din 33 de judecători în funcție, atâta timp când pleacă judecători și de alte instanțe judecătorești, cu siguranță Parlamentul trebuie să se gândească la niște soluții, astfel încât examinarea dosarelor să aibă loc și să nu creăm anumite blocaje din care am putea să nu ieșim. Iată, în deblocarea acestei situații va fi implicat CSM-ul sau nu? Evident că da. Asta este unul dintre atribuțiile de bază a Consiliului Superior al Magistraturii. Să reacționeze atunci când o instanță are nevoie de mai mulți judecători să facă aceste transferuri, dar dacă vorbim de nivelul instanțelor judecătoriești sau de carieră, pentru funcțiile permanente, repet, pentru funcțiile permanente, aici eu cred că pot fi luate și niște măsuri excepționale cu anumite restricții. Asta, cel puțin am auzit la deputații,
care discutau asupra elaborării proiectului de lege, însă să vedem care este versiunea finală a legii, că din câte am văzut, am mai fost între timp făcute niște amendamente și cu înțeles întreaga logică a proiectului de lege care a fost azi aprobat. Da. Mulțumesc foarte mult, domnul Guzum, pentru intervenție. Să aveți o seară bună. Mulțumesc, o seară bună. Revenim în studio, haideți să discutăm despre, și despre această componență a CSM, deocamdată una foarte redusă, de 3+1. Dacă pot, eu aș vrea să propun să fac o distinție clară între cum trebuie să interpretăm textul de lege și interpretarea pe care au propus-o. Eu nu m-am exprimat încă nicio părere. E funcțional, nu e funcțional CSM-ul. Când o să devină funcțional, prefer ca să exprim opinii doar după ce fac o analiză fundamentală a tuturor aspectelor. Interpretarea textelor de lege nu este o materie atât de simplă pe care poți să o faci așa după ureche. Deci, da. Apropo, eu regret că domnul Guzun și-a permis atât de repede să vină cu o opinie publică. Dar asta este dreptul meu. Eu nu fac așa. Întrebarea mea era strict în aplicarea legii. Tu nu poți să stai pe 4 scaune odată în domeniul dreptului. Tu aplici o logică și mergi logica asta până la capăt, dar nu-ți alegi dintr-o logică pe care o aplici, îți alegi, ți-ți convine și spui dacă e numărul care mie îmi convine, logica merge, dacă numărul care mie nu-mi convine, logica nu mai merge. Lucrurile astea nu. Nu trebuie să cădem nici în cealaltă extremă. Eu am văzut reacție chiar și, pare-mi că președintele Baroului Avocaților și-a exprimat o opinie publică cu privire la subiectul respectiv. Eu cred că nu trebuie să ne hazardăm. Interpretările trebuie să se facă în dependență de circunstanțe concrete, astfel încât să se asigure funcționalitatea instituțiilor. Deci eu, parte de mine gândul și eu sugerez tuturor să nu încercăm să ne închistăm în anumite preconcepte pe care noi le avem. Dar nici să nu trecem în cealaltă parte să ajungem în derizoriu. Pentru că dacă aplici logica asta cu două treimi și nu iei niciun număr, atunci ajungi la o soluție absurdă. Că el poate să fie funcțional cu un singur membru care să rămână, pentru că dacă ai dus logica, nu poți să spui. Logica merge dacă sunt 4 membri, dar nu merge dacă e un membru când n-ai o prevedere legală. Eu propun să se liniștească toată lumea, să analizeze. Avem o situație extraordinar de complicată acum. Să nu ne hazardăm cu soluții. Pentru că, apropo, să fii foarte atenți și cei din CSM, și cei din Parlament, și de la Guvern, soluțiile care o să le dăm noi acum o să aibă efect foarte important de lungă durată, se vor contesta în judecată. Deci o să fie decizii care o să țină de cariere și dacă asta o să se întoarcă peste 2-3 ani și o să se constate că nu este funcțional, o să intrăm în asemenea probleme încât noi n-o să vedem, o să ajungem ca în Serbia care și-au eliberat judecătorii. Domnule Șanu, haideți să mai vorbească și ceilalți invitați, că așa este corect. Văd că domnul Bolea tot dă din cap, nu este de acord. Cu ce nu sunteți de acord? Nu sunt de acord cu faptul că este o situație foarte complicată. Nu este o situație foarte complicată, este o situație clară. Ceea ce e scris în lege și cum trebuie să tratăm lucrurile date. Și dacă să luăm chiar și după ceea ce scrie în lege și după spiritul legii, deci noi trebuie să aplicăm următoarea formulă. 2/3 din numărul care trebuie să fie din 12. Și atunci sunt 8. Acum, la moment, sunt 4. Mai au timp pentru a transpira și a mai da societății și Consiliul Superior al Magistraturii încă 4, cel puțin, și atunci situația va fi deblocată. Fix același lucru este scris... Nu pot să dea încă 4, pot încă maxim 3. Ok, 3 și să vină și să discute la modul serios cu judecătorii referitor la acele probleme care sunt și împreună să găsim formula magică pentru deblocarea situației. Dacă, a doilea exemplu, da, luăm Curtea Constituțională. Deci, ședințele Curții Constituționale sunt deliberative dacă la ele participă 2/3 din
numărul total al judecătorilor. Din 6 sunt 4. Înțeleg. Acum e vorba despre interpretare diferită a aceleași norme legale. Și ce se întâmplă dacă mâine acești 3+1 membri ai CSM se convoacă în ședință și ia o decizie? Au zis că nu pot lua decizii legate de cariera judecătorilor, alte decizii pot lua. Păi, ce se întâmplă cu aceste decizii? De ce? Interesant. Iarăși o logică. De ce? Unele da și unele nu. Legea nu spune că pentru anumite să iau anumite... Legea nu spune, dar spune hotărârea Curții Constituționale. Noi, acta prevederile legii respective, le-am atacat la Curtea Constituțională. Și atunci Curtea Constituțională pe unele prevederi ne-a dat nou câștig de cauză, da? A fost de acord cu noi, că în situația care ține de cariera judecătorilor... Nu, acolo se discuta expirarea mandatului membrilor. Acolo e altceva. Nu putem aplica, aplica automat. Deci când curtea a spus că dacă expiră membru, Consiliul nu mai are mandatul. Nu e vorba de numărul de voturi. Consiliul însuși, chiar dacă votează toți 12 membri pro... Nu poate fi luat decizii pentru că curtea a spus o problemă, apropo, care trebuie discutată. Deci nu trebuie de confundat lucrurile. Care separat. Apropo, eu n-am spus că să nu fie de, așa cum ați spus dumneavoastră. 8 din 12. Luăm, nu știu ce trebuie să luăm publicitate, după care vreau totuși răspuns la întrebarea ce se întâmplă dacă mâine CSM-ul se convoacă în această componență. Dar vă explic ce se întâmplă. Dar după publicitate ne explicați bine. După publicitate. Care vizează o hotărâre sau o altă în instanță de judecată. Și va amplie toate, adică instanțele de contencios administrativ cu acta, desene de astea animate care eventual vor fi făcute la CSM din 4. Luăm o pauză de publicitate, după care continuăm discuția, adică încheiem discuția legată de justiție și discutăm și despre subiectul legat de pachetul de legi cu referire la SIS, votat astăzi timp de câte ore, domnul Chetonar? Vreo 4 ore a fost dezbătut și dezbătut asta în Parlament și votat. Lectură? În prima lectură. Da, dar asta după publicitate. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник се întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și de-ați străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă. Netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită.
doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Felele cele așa și se murează în procuratură. С одного бита двух не битых дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сколько не восемь цесть доминатор. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. С-а депешит этапа унитерибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен бьют и даже работающим. Я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavka, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник се întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și de-ți spistrăiechi. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligăți. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Tu scumpiesc, scumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. A revenit în studio. Haideți să continuăm discuțiile legate de... adică să încheiem discuții legate de domeniul justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. Întrebarea mea înainte de pauză era ce se întâmplă dacă această comisie, Consiliul Superior al Magistraturii se convoacă în ședință, adoptă anumite hotărâri în această componență foarte redus. Domnul Arseni. Nici o act care va fi adoptat în această competență nu are forță juridică și este pasibil de atacat în orice instanță. Asta va demonstra neseriozitatea acestora și neglijența față de societate. Domnul Cheptonaru. Da. Bună seara. Bună seara. Noi suntem juriști. Trei juriști au 4-5 opinii. Eu, ca nefiind jurist, nu o să vin cu opinii de a trata juridic aceste aspecte, pentru că nu pretind la expertiză în acest domeniu. Dar ce pot să vă spun este mai mult ca o tratare politică și îmi cer scuze de la stimații colegi de studio pentru aceasta și neprofesionalismul meu în domeniul juridic. Dar politic eu pot să vă spun din discuții cu oamenii, în general, necesitatea asta avansării pe reforma justiției vine de la așteptările oamenilor. Noi am avut în platforma electorală, este promisiunea cu care noi am venit în fața cetățenilor,
că vom avea acest vetting al tuturor judecătorilor. Am promis asta cetățenilor și am început să facem acest lucru. Acum judecătorii opun toată rezistența posibilă. Ei sunt juriști mai buni decât sunt eu și folosesc toate chichițele posibile și imposibile pentru a tergiversa acest proces, pentru a rămâne la putere, în poziții. Am văzut că 80% dintre candidații la CSM, și ăștia sunt oamenii care au considerat că sunt printre cei mai buni, ei știau că vor fi verificați, s-au auto-înaintat la aceste verificări și au picat acest test de pre-vetting. Ulterior am văzut toate aceste demisii în lanț, care desigur au avut și ca scop să saboteze procesele de vetting care ar urma și vedem un act concertat a întregii caste. În opinia mea nu este doar o meserie sau nu este un grup de judecători. Ei sunt o castă destul de dificil de penetrat, care se autoprotejează între ei, se sprijină unul pe altul, întrucât dacă va pica un element din această piramidă de cărți, ei vor pica în întregime. Și respectiv, noi nu suntem într-o situație ideală, în care noi avem soluții juridice foarte bune și noi eventual nu le folosim. Noi suntem într-o situație în care oponentul, această castă, în opinia societății, extrem de coruptă, foarte mulți dintre ei putrezi de bogați, care au vândut în istoricul lor decizii și au înfăptuit foarte multe acte de injustiție. Iată, noi astăzi ne uităm ce se întâmplă. Da, cu siguranță nu toți, foarte mulți am zis. Nici nu am zis majoritatea, am zis foarte mulți. De exemplu, o știre de câteva, mi se pare azi sau ieri auzit în toată tumultuarea asta de informații, îmi scapă. Fostul director al CFM, care a fost expulzat din Uniunea Europeană, a fost adus acasă. A fost eliberat recent de către judecători, de către o instanță, a fost eliberat la domiciliu. Și eu pot să vă spun că toate aceste acțiuni ale castei judecătorești au și un anumit scop și un joc politic al lor. Dar cum vă permiteți dumneavoastră? S-a afirmat. A fost eliberat. Eu nu știu, poate s-a luat și bani. Dar dumneavoastră contestați un act judecătoresc despre care nu aveți habar ce acolo s-a întâmplat. Prezumția este că oamenii să stea la libertate. Nu l-a apăr pe domnul Topală și nu fac. Dar dacă noi o să pornim, să facem politici de la ceea că eu am văzut că s-a adoptat o hotărâre care mie nu-mi place și eu deja fac concluzia că acolo e problemă, doar pentru că am văzut în presă, este catastrofă. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Șan, să apreciez capacitatea dumneavoastră de a asculta mai departe. Dar ori discutăm serios, ori venim și facem. Deci noastră v-ați permis, într-un domeniu în care ați declarat că nu vă pricepeți, să dați un verdict, să spuneți că justiția este coruptă. Atunci, concluzia care urmează, că dacă toate concluziile noastre au la aceeași bază factologică, atunci vai de capul nostru că vă ocupați de un domeniu în care vă permite să luați decizii acolo unde nu aveți baza factologică. Haideți să ascultăm și răspunsul. Cer scuze. Asta este foarte grav. Nu contest că în judecată sunt probleme. Nu pun în discuție că posibil că acolo s-au luat bani. Dar eu vorbesc de atitudine serioasă. Că noi luăm o decizie de politici știind, nu că am auzit în presă că a fost eliberat și eu fac concluzia. Dar am probe, documente care arată, pentru că eu iau decizii de politici, nu în baza la ce citesc prin presă. Iată, toate deciziile considerate de cetățeni injuste, luate de către judecători, de obicei au aceeași argumentare foarte bună, ei sunt profesioniști, așa cum sunteți și dumneavoastră, ei vin și argumentează foarte bine de ce un om trebuie sau să stea sau să fie eliberat. O fac exact așa ca dumneavoastră. Și
Apreciez profesionalismul nostru, desigur, dar cetățenii au și ei, cu siguranță, un simț al justiției. Da? Și ei, în momentul în care au votat să elimine vechea clasă politică și să aducă o clasă politică nouă, care au spus de la bun început că noi vom face acest vetting al sistemului justiției. Noi vom verifica toți judecătorii la integritate și la felul cum ei își pot motiva averea. Iar tot sistemul ăsta opune rezistență. Acum, cum am zis, pe modelul domnului eliberării fostului director CFM, cetățenii pe noi ne întreabă în general, iată, justiția, de când suntem noi la guvernare, a eliberat foarte multă lume pe schemă. 30 zile de arest, încă 30, arest la domiciliu, eliberare completă. Deci, dar oamenii... De justiție, da, asta e încă la faza de urmărire penală. Da, da. Nu avem ce să reproșa sistemului judecătoresc. Mai degrabă procuraturii, dacă uită de dosare. Dar care e motivul să-l țineți arestat? Nu de că e gravă crima, nu că nu ne place omul, eu cred că există dovezi concrete, eu cred că noi condiții impuse de CEDO. Măcar una de noastră, cunoașteți că există acolo. Și acum acest sistem folosește toate chichițele posibile, deci din ce înțeleg eu, regulamentul acestei sau normele care reglementează această adunare generală a judecătorilor nu prevăd această pauză. Ei au folosit această pauză, deci au inventat o chichiță ca să amâne și să saboteze procesele de curățare. Pentru mine personal, pentru cetățeni, este extrem de clar că ei vor folosi orice, vor inventa tertipuri, vor inventa tot felul de argumente ca să tergiverseze, ca să saboteze, ca să facă procesele imposibile. În acest context, da, noi am adoptat schimbări legislative. Da, acest CSM, la momentul dat, are 4 membri în loc de 12. Eu nu vreau să dau aprecieri despre modalitatea în care se vor convoca și câți și ce fel de decizii vor lua, dar însăși faptul că din candidații propuși de pre-vetting-ului pentru a fi numiți de Parlament, faptul că au trecut 3 din 7, dacă nu greșesc. Au trecut 3 din 12. 3 din 12. Arată consecvența și temeinicia acestui instrument. Și dacă cineva putea să presupună că Parlamentul va face anumite jocuri, că vă aranjați pe ei voștri, că vă aduceți, ca să-i numiți, noi, dacă am fi făcut această ingerință în procesul de pre-vetting, aveau să fie probabil 6. Dar sunt 3, deci este un proces totalmente transparent și okay. Eu am încredere în el. Doar încă o opinie legat de justiție și vreau să trecem pe legile SIS. Trecem la pauză de publicitate. Nu, la SIS trecem. Într-adevăr, aș fi de acord cu, și sunt de acord cu domnul Șanu. Domnul Chetanar, știți, înainte de a avea o opinie, ce obțin trebuie de studiat materialele. Dumneavoastră, ca fost angajat a Serviciului de Informație și Securitate, eu cred că fix în așa mod procedați. Că cineva a spus, că a zis o babă, că eu sunt nesatisfăcută. Eu, dacă nu greșesc... Mai mult așa expresie să nu folosiți, că mâine am să am probleme foarte serioase. Eu, dacă nu greșesc, domn Topal, atunci când a fost extradat în Republica Moldova și până la ziua de astăzi, undeva vreo 6 luni, dacă nu greșesc, a stat în arest. Și în această perioadă, eu cred că procurorii trebuie să acumuleze toată informația și toate dovezile în vederea învinovățirii sale. Prima. A doua. Ce-i ține de că iată foarte mulți judecători, că sunt bogați, putere de bogați și nu știu ce și așa mai departe. Noi dacă ne uităm în Parlamentul Republicii Moldova, numai la dumneavoastră în fracțiune avem vreo 40 milionari. Și dacă să urmez logica gândului care dumneavoastră l-ați expus, înseamnă că și eu trebuie să spun că la voi, ce obțin dintre ăștia 40 milionari, toți 40 sunt corupționeri, bandiți, și cum vreau să spun, hoți și așa mai departe. Eu doar lucrurile să n-au spun.
Ceea ce au vrut cetățenii de la voi, în primul rând, ceea ce dumneavoastră le-ați promis, vremuri bune, pensii mari, salarii. Noi reformăm deja sistemul ăsta justiției de 10 de ani. Unele lucruri au mers bine, altele lucruri urmează să se întâmple în vederea îmbunătățirii. În ce ține, judecătorii au făcut niște tertipuri că au amânat ședința. Dumneavoastră ați fost în vreo ședință de judecată. Iată, începe un proces. Iată, în fața judecătorului este un dosar. El o oră examinează, da, martori, expunerea poziției de către o persoană, de către alta. După asta ce face? O pauză, întrerupere, așa, și stabilește ședința pentru următoarea dată. Fix așa au făcut și judecătorii. După principiu, ceea ce nu este interzis, se poate. Drept public, practic, e principiul în interzis. Generale, nu au existat asemenea pauze până acum. Deci această pauză a fost, a avut alt scop decât deliberarea. Au mai care fost pauze. Dacă nu între... Da. Domnul Arsene. Păi, două săptămâni, care e problema? Intervine... Pauza mai fost. Suntem în ședințele adunării generale? Da? Nu mi-am inteles pauze. Închiți-vă, luați. Suntem în limitați în timp. Da. O să mă expun sub trei ipostaze în dreptul constituțional, iar puterea judecătorească este o instituție a dreptului constituțional. Uh-huh. Separarea puterilor, articolul 6. Da. În calitate de avocat și în calitate de membru al Consiliului Superior Magistraturii, un mandat întreg. Să nu confundăm funcționarea organelor de autoadministrare a puterii judecătorești, care sunt autonomi și separate de legislativ și executiv, ci autoritatea judecătorească a adoptat regulamentul Parlamentului sau Parlamentul? Parlament. Parlament. Tot așa și adunarea generală a judecătorilor își adoptă propriul regulament. S-o închis vorba. Și nu de confundat actul de înfăptuire a justiției, care este reglementat de codul de procedură penală, codul de procedură civilă, un șir întreg de acte și sunt părți, egalitate, egalitatea armelor în proces. Procurorul, acuzator și avocat. Articolul 26. Uh-huh. Nimeni nu este lipsit de dreptul de a se apăra. Uh-huh. Toți au acces, hotărârea Curții Constituționale, accesul la justiție nu poate fi limitat. De aceea, trebuie să detașați cei care poporul v-a încredințat exercițiul voinței lui, nu a dumneavoastră, deputați. Nu vă spărați, că eu vă la amândoi, da, pentru okay. că suntem... Deci, exercitând voința exprimată conform articolului 38, că ea este la baza puterii de stat, sunteți aleși în baza votului 38 alineatul 1, când la exercitarea suveranității puterii poporului prin reprezentare, țineți cont și sunteți obligați de cei de opinia care o reprezentați. Dar asta nu înseamnă deloc că trebuie la această cale, spune și poporul ne-a spus și noi încălcăm Constituția și legile. Deci, da. Detașare. Această Consiliu ca organ. Propun să trecem la cel următorul subiect, care este numai puțin important și el încă urmează să fie votat în lectura a doua. Deci, este chiar cazul să avem discuții constructive, destructive, critice, necritice legate de proiectele de legi votate astăzi în prima lectură cu privire la Serviciul de Informații și Securitate. Eu am încercat să privesc, recunosc, nu toate dezbaterile, dar vreo două ore jumate din dezbaterile am privit. Haideți, pentru oamenii care ne urmăresc, cele mai importante prevederi și cele care trezesc cele mai mari îngrijorări din aceste proiecte de legi, trei legi ale Serviciului de Informație și Securitate. Foarte scurt, dacă puteți să ne spuneți. De dorit, nu în trei ore, domnul Cheptonar. Da, vă mulțumesc, doamnă Jață. Deci, astăzi s-a votat un pachet din trei legi în primă lectură. Este vorba despre legea cadru a Serviciului de Informație și Securitate, modificări la legea privind statutul ofițerului de informație și securitate și o lege nouă privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Din punctul nostru de vedere, ce trebuie să reținem din aceste legi? Da. Cel mai important lucru. Îngrijorările de bază au fost pe statutul ofițerului și pe legea cadru SIS. De bază au fost că
cetățenia multiplă a ofițerilor. Deputații din opoziție au considerat că permiterea unor persoane care dețin și o terță sau o dublă cetățenie este, deci cei oameni sunt egali cu trădători, uh-huh, sau nu pot fi admiși să lucreze în interesul securității statului. Iar la legea privind activitatea contrainformativă, opoziția a încercat să inducă opinii că această lege va fi folosită pentru a institui un sistem de Big Brother și de a spiona absolut pe toată lumea. Deci asta s-a încercat să inducă, pe când a fost extrem de clar specificat de către mine în prezentarea proiectelor de lege că aceste legi se aplică doar cazurilor amenințărilor de securitate națională și persoanelor care sunt un potențial risc la adresa securității statului. Toate aceste trei legi au fost expertizate de către Comisia de la Veneția. Am primit foarte multe avize de la societatea civilă, guvern, CNA. Aveți măcar deci un aviz pozitiv? Nu. Uitați, aceste avize vin să specifice unde în legislația, în varianta din lectura întâi, sunt, în opinia autorilor avizilor, sunt scăpări și vin cu recomandări. În avizul de la Comisiei de la Veneția, de exemplu, care inițial a fost scris ca draft, apoi a fost trimis Parlamentului, Parlamentul a emis o opinie, după care s-a emis acest aviz în varianta finală, sunt foarte multe nominalizări a faptului că autorii, deci Parlamentul și Serviciul de Informații și Securitate, acceptă această opinie, că acceptă această modificare și au venit cu informații despre în ce mod va fi modificat anumite articole în lectura a doua. Deci această lege, acest pachet de legi nu este final. El a fost înregistrat la finele anului trecut, în ultimele luni. În ce proporție el va fi schimbat? Dacă puteți să ne explicați. Pentru că eu am ascultat astăzi dezbaterile, domnul Carp spunea, ceea ce ține de mandatul de securitate, noi vă promit, el nu o să intre așa, noi nu o să votăm așa, că de fapt față de el erau cele mai multe rețineri, da? Că directorul sau adjunctul de la SIS va putea, în anumite situații, să decidă el pe cine se poate de interceptat, filat, deci cu cine se poate, față de cine pot fi luate aceste măsuri, măsuri de contrainformații. De contrainformații, da? Fără a obține un acord în partea instanței judecată, a unui judecător de instrucție. Deci domnul Carp a zis asta nu va fi. Apoi a zis că asta tot nu va fi. Spuneți-mi în ce măsură, din ceea ce este astăzi proiectul de lege, va rămâne? Cât se va schimba? Deci asta ar fi o impresie personală, să spun un procentaj. Mie mi-este greu să fac această evaluare. El va fi schimbat destul de mult și va fi îmbunătățit. Nu știu, 30%, 40%. Mi-este greu să zic. De exemplu, opinia de la legea cadru SIS. Ea este într-o proporție destul de mare, copiată, este legea curentă, care a înglobat toate schimbările de legislații care s-au întâmplat din 99 până în prezent, deci în 24 de ani de când e legea veche. Da. S-au modificat foarte multe legi care au atribuții, cumva SIS-ului se dădeau niște atribuții, s-a făcut o lege nouă care înglobează. Ea conține foarte multe dintre prevederile vechi și Comisia de la Veneția a criticat foarte multe prevederi care sunt astăzi active. Cred, și societatea nu a avut probleme până acum. Adică societatea n-a fost întrebată, dacă e să fim mai corecți. Societatea n-a fost întrebată în ultimii ani despre ce e cu această lege. În momentul în care am ajuns noi că am ea adus este... aceste lucruri, da? Am adus în discuții publică. Vreau să ascult ce spune și domnul Bolea. Dumneavoastră ați ascultat două ore pe acele discuții care eu, au da, avut dar loc cetățenii nu neapărat s-au uitat toată ședința Parlamentului. Principalul ce pe noi ne deranjează, într-adevăr, acel mandat de securitate sau descrierea lui procedurilor, cum urmează să aibă loc, da, aceste proceduri. Dacă până în prezent orice acțiune de... Investigații, să fie așa, da, trebuie să fie autorizată de judecător,
Acum se propune, da, în această lege ca șeful instituției, el prin girul său să ordone, da, efectuarea careva măsuri în privința, da, oricărui cetățean, că reprezintă el amenințarea la adresa securității statului, dumneavoastră puteți, da, reprezentați interes și sub acest gir că amenințați securitatea statului să vă pună fel de fel de taracani, mă scuzați de expresie, unde vreți. Da, fie acel, nu știu, vreun conducător de trolebus, oricine în acest stat poate să ne urească sub acest mandat de securitate, numai nu acei care vin în Republica Moldova și răpesc în centrul Chișinăului cetățeni, fie și altor state, îi vără în portbagaj și îi scot în afara teritoriului Republicii Moldova. Sau serviciile speciale străine care intră în Republica Moldova, răpesc profesori și duc, aceștia, cine răpesc profesori? Adică profesori au fost SISU, da. Astfel de evenimente tot avem în Republica Moldova. Uitați-vă, iată, asemenea evenimente, da, care s-au produs, din păcate, în Republica Moldova, SISU nu are ce spune, da? Iar pentru cetățenii săi, ei vor mandat de securitate. Să le pună o botniță. După publicitate o să aflăm, pentru cetățenii săi vor mandat de securitate. Sau pentru cine. Sau pentru cine, da. Când suntem, în ce situație suntem mai siguri, da? Pentru că, de exemplu, eu am aflat de la organele de drept că am fost interceptată pentru postări pe Facebook, care au fost considerate ca fiind încercări de destabilizare situației în stat. Deci asta a fost suficient. Dar asta o să discutăm după publicitate. Direcția numărul 5. Deci mai e, nu SISU. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник се întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și toți străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă. Netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat.
cu Dia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Dar cele așa și se murează în procurator. С одного битого двух не битых дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сперка не восемь цес домината. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Са депешит этапа уну теребилизм симплу. В Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен бьют и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев! Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavka, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильный ксент им плечера. Tot ce e important. Eu am 5 copii și de-ați spistrăit. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cu... A revenit în studio. Trebuie să spunem că noi în pauză am continuat un pic discuția și pornind de la ce am zis eu înainte de a intra în pauză, că, de fapt, care va fi diferența pentru noi? Eu am fost interceptată și atunci când nu exista mandat de securitate, pentru că au decis cei de la direcția numărul 5 de la Ministerul de Interne că dacă am făcut o postare critică la adresa lui Plahotniuc, reprezintă un pericol pentru statul Republicii Moldova și trebuie să vedem ce fel de pericol sunt, ce acțiuni de destabilizare organizez. De ce este pericolul mai mare acum, având un mandat de securitate? De ce îngrijorarea este mai mare acum, domnul Arsenie? Eu nu aș zice că există mare îngrijorare. Nu este. Nu. Ok. Problema că se confundă expresia lui Ludovic al XIV-lea, l'état c'est moi, statul sunt eu. Și dacă dumneata, doamna Mariana, m-ai criticat pe mine, eu fiind în funcție, m-ai atacat statul. Iată unde e toată problema. Noi vorbim despre serviciile secrete, da? Dar dumneavoastră știți ce este? Dumneavoastră știți în genere despre ce vorbim? Nu știu. Iată, noi toți suntem aici cinci. Toți credem că ceva știu. Nu, dar eu vă spun eu cât am să pot, îmi permite. Că... Toți avem dosare pe, operative. Operative la serviciul secret. Toți avem. Așa? În funcție de volum, de activități. Nu. Haideți să fim serioși. Toți cetățenii sau toți cei care toți cetățenii Republicii Moldova au dosar. Nu este adevărat. Domn viceministru, dă-mi te rog voie. La toți ăștia aș putea să adun. Dar la toți cetățenii n-au fost. Domnul Eșan, dumneata ai spus numai așa.
N-au fost. Eu, dacă îmi permiteți, nu, că nu ai posibil Ieșanu, toți, posibil. Hai măcar ca colegi din... Nu, toți posibil, nu contează, dar toți cetățenii. Așa, acum vă deschid... dosar arhivat de cadre, așa că... Acum îmi permiteți. Eu știu precis că am dosar. Eu știu că am dosar. Dar nu-i problemă. Puciu din august 1991, da? Lovitura de stat. Parlamentul de urgență a organizat comisia parlamentară de investigare a implicației Partidului Comunist în puci. Președintele comisiei pentru investigare vorbește acum cu dumneavoastră. Iactă-le. Eu am trecut prin toate birourile, inclusiv la KGB-ul de pe care o și rămas acolo, KGB pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Vă referiți la... La SIS, da? Și dumneavoastră știți că fiecare lucrător al SIS-ului are și el puțin 20 de agenți. Din societatea civilă. Dați-mi, vă rog, să-i expun până la urmă. Că eu vreau să închei, că aici nu ne jucăm de acord, cum s-a jucat azi Parlamentul, trei, una conceptual și două așa. Nu se adoptă așa legi în așa domeniu. Lucrurile astea cu totul altceva. Și deci fiecare din acest agent, el are informația și odată în lună îți duce și primești salariul. Are de chestia. Alta, pentru că asta e serviciu secret. Din 24, el 25 de ore lucrează. Așa. Atunci când serviciile secrete nu sunt strict reglementate și controlate, ele își întind așa, degetele unde vrei și unde nu vrei. Eu văd altfel această lege, nu că văd eu, dar societatea cere, ca dacă intervenim în asigurarea, dar eu am deschis aici Constituția, că nu vorbesc de asta, nu. Articolul 25, alineatul 1, spune foarte clar, citez, libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile, citat încheiat. Iată, servicii de securitate trebuie să-mi asigure mie acest lucru. Statul este obligat. Iată, în acest context, eu vă întreb, pentru că am tot dreptul ca cetățean, contribuabil, ați ascultat SIS-ul ce probleme are înainte de a trece la aceste legi? Și un moment foarte important, cu stimă și respect, și actualul Parlament ignore absolut orice fundamentare științifică a unui proiect de lege. Pentru că el se ia din moment, așa ne-a părut nouă, așa vrem să facem. Asta nu e reglementare. Și atunci când noi tot am elaborat în Parlament, inclusiv legea cetățeniei, autorul iactului, legea privind drepturile persoanelor aparținând grupurilor reci, am elaborat proiectul, l-am prezentat acolo, și noi am primit aviz pozitiv. Actualul Parlament, majoritar, și dumneavoastră a fost majoritar, tot acolo nu a lucrat cu știință. Așteaptă să-i dea dispoziție. O spus Comisia de la Veneția așa, adoptăm. Nu a spus nu. Pentru ce, dar a exercitat mandatul ca nu vă impuneți opinia. Doamnă Comisie, sau eu la feminin, Comisiei, membrilor, iată poziția noastră, reieșind din cutoare argument. Ia că atunci deja este o poziție constructivă și vorba că noi nu o să facem așa, să nu credeți, vă rog, la serviciile secrete. Altmintele ele își pierd efectul de servicii secrete. Adică problema constă. Parlamentul are funcția de control parlamentar. A fost vă dat ascultat SIS? Nici dumneavoastră n-ați ascultat, dar, pentru că atunci vă era dumneavoastră convinabil, acum se schimbă parcă par la acasă. Nu ne jucăm în fața societății, chipurile facem. E cu mult mai profund. De aceea nu mă interesează majoritate, minoritate. Sunteți în total, articolul 60, alineatul 1, se referă la amândoi, la toate fracțiunile, reprezentanți poporului. Deci sunteți obligați să asigurați. De aceea, că se spunem, lectura a doua va fi așa, nu trebuie ști. Și Ceci Hamilton, care a interpretat Constituția, și aici o să venim la alte emisiuni cu interpretarea, cum se joacă și actualul Parlament, și-a spus următorul lucru,
care este ca principiu. Nu vă bucurați astăzi de o lege proastă care va duce avantaje. Că mâine o să fiți jertfa acestei legi cu toate consecințele respective. Iată, da. Deci, asta e ca un fel de șodurere a cetățeanului și când elaborați o proiect de lege, consultați știința și practica și atunci faceți, ieșiți cu un proiect care să fie... Da. Acum există o dilemă pentru mine ca și cetățean. Pe de o parte, eu vreau să mă asigur că drepturile mele nu vor fi încălcate prin abuz, numai de atât că la un moment dat aș putea deveni incomodă și jurnaliști niciodată nu sunt comozi politicului sau guvernării. Iar pe de altă parte, eu îmi doresc ca statul nostru să devină independent de influențe externe nocive. Adică, dacă sunt influențe nocive din est, din vest, din nu știu unde, oameni care, din exterior care vor să creeze destabilizări, eu vreau să fiu sigură că acest stat poate să mă protejeze și să protejeze statul, instituțiile, de astfel de influențe. Și atunci, SISU zice, noi nu avem instrumente. Dar cum asigurăm echilibru? În primul rând, pentru mine ca cetățean, că nu se vor face abuzuri în privința mea ca cetățean simplu, pe de altă parte, că statul poate sau instituțiile statului pot să-mi garanteze. Ele sunt obligate, Marian. Articolul 16, alineatul 1. Obligate. Obligate. Dar dacă nu, bun, dacă nu ai instrumente, poți să fii extra obligat, dar nu poți. Echilibru. Instrumente sunt. Eu ne aduc aminte anul, domnișanul, dacă nu greșesc, 2017. Nu mi-amintesc niciun agent străin prins în Moldova. Ce fel de instrumente sunt? Păi e în sens niciun agent străin prins în Moldova. Care a încercat destabilizări? Uitați-vă pe site-ul SISLU, ei au informații, ultimii vreo 5-6 persoane au fost la finele anului trecut, i-au prins, da? Care începând cu anul 2020, dacă nu greșesc, da? SISU i-a dus, da, toată activitatea lor și doar la finele anului trecut i-au reținut și acum lucrează cu ei. Există instrumentariu. Instrumentariu există. Trebuie să fie un echilibru. Evident că pentru ușurarea muncii sale orice instituție vrea instrumente suplimentare. Fonduri mai mari, drepturi mai multe, da? Tot ce vreți. Și în sensul dat este un lucru firesc, da? Serviciul de informații și securitate. Eu aș fi de acord cu ce a spus domnul Arsenie, că totuși serviciile secrete pentru a nu intra pe filiera asta drepturilor cetățeanului și dreptul lui la o viață privată și să nu admitem ca serviciile secrete să intre în intimitatea, da, persoanei, iată, trebuie să fie asemenea reglementări și puse anumite linii roșii, dacă vreți. Okay. Eu ne aduc aminte anul 2017, dacă nu greșesc, în Parlament, de asemenea, a fost înregistrat un proiect de lege, Big Brother, cum îi spunea atunci președinte Parlamentului, domnul Candu, și nu s-a mers chiar în perioada lui Plahotniuc până la votarea acestei legi. Înscrie pe la interceptare s-a mers. Nu, bine, asta a fost abuz. Până la Big Brother s-a mers, dar fără a avea cadrul legal asigurat. Asta a fost abuz, dar nici Plahotniuc nu a mers până la legiferarea acestor abuzuri, înțelegeți? Aici doar dumneavoastră ați sezat problema, că e una când s-a exercitat un abuz în prința dumneavoastră și dumneavoastră chiar și peste ceva timp puteți să vă adresați unui procuror sau procuraturii, doamnei Dragălin, nu știu, altul cuiva, care și-a schimbat macazul. O leacă, a înțeles că sunt careva schimbări și trebuie să investigheze din prisma legalității aceste acțiuni. Și alta când aceste acțiuni care ieri au fost abuz, astăzi sunt perfect legale și fiecare poate să intre în... Cum îmi puteți garanta dumneavoastră, la tine casă, spună ca autor al acestui proiect de lege, că iată, pe de o parte drepturile mele sunt respectate, garantat, nu se vor face abuzuri, iar pe de altă parte spionii străini, agenții străini care vin aici, fac destabilizări, încearcă să schimbe cursul de dezvoltare al țării, vor fi eliminați.
Da, da, în primul rând, eu vreau să vin cu un pic de concretizări, de informații suplimentare despre natura acestei legi. În prezent, toate acțiunile pe care se prevăd acum în legea privind activitatea contrainformativă, ele deja pot fi efectuate din prisma legii 59 privind activitatea în investigații. Deci aceste lucruri, aceste activități deja sunt, doar ca SIS să le întreprindă astăzi, era nevoie să existe urmărire penală. Urmărire penală înseamnă o infracțiune deja săvârșită, adică s-a comis și s-a întâmplat. Deci poate fi pregătit. Dar pe sigur. În curs, înțelegi că iată, posibil că o să săvârșească. Păi acesta este specificul serviciilor... Acesta este specificul serviciilor de contrainformații, oriunde în lume, oriunde în Uniunea Europeană, ca să prevină riscurile și amenințările la adresa securității statului. Iar pentru asta, peste tot în lume, serviciile de informații acționează după o lege proprie și nu după o lege polițienească, care este legea privind activitatea de investigații. Respectiv, și asta este o practică generală, europeană, peste tot. Astăzi, de ce Plahotniuc, dumneavoastră ați spus, de ce Plahotniuc nu a aprobat această lege? Legea asta a venit, deci serviciul de informații a spus, noi dorim să ne reformăm în această direcție încă din jurul anului 2012. Ea nu este o lege nouă, dar niciodată politicienii nu au dorit să ofere să fortifice instituțiile. Noi am avut faimoasa, așa zis, pachet de luare a butonului roșu de la CNA. Deci politicienii, având intenții în trecut de a fura țara asta, de a face tot felul de conspirații criminale ca să rămână la putere, ca să fure. Ei nu au dorit un SIS puternic sau un CNA puternic. Au concentrat majoritatea puterii în cadrul Procuraturii Generale și printr-o singură instituție controlau pe celelalte. Acum, dumneavoastră singur ați spus, dumneavoastră ați fost interceptată. Ați fost interceptată de Direcția 5 a MAI. Nu de către Serviciul de Informații și Securitate. Eu, dacă mi-aduc aminte, SIS-ului e să impută ca, și este adevărat, a fost o crimă ceea ce a făcut Botnar în cazul expulzării profesorilor turci. Eu pot să spun că în cadrul SIS au existat minimum un ofițer, un conducător care a refuzat ordinul de a procede pe expulzarea turcilor. Până când s-a găsit o persoană care a fost dată afară până la urmă din SIS, deci actualmente conducerea participă totalmente în investigarea acestui caz trist, dar în afară de acest caz, eu nu mi-aduc aminte în ultima perioadă și o să accept dacă o să mi-aduceți alte argumente, pur și simplu în memoria mea nu sunt cazuri reprobabile de tipul acesta, pe când, dacă ne uităm ce a făcut Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea lui Plahotniuc, ei ce făceau? Foloseau legea curentă privind activitatea de investigații ca să facă poliție politic. Și cum făceau? Spuneau, de exemplu, ar fi dorit să-l asculte pe domnul Bolea, ipotetic spune. Ascultă, nu o faci. Ar fi dorit Plahă atunci. Putea să vă asculte când mi-ați avea jocurile voastre cu Plahă. Domnul Cheptonar, știți, acum am să vă dau un contraargument, dacă îmi permiteți. Da? Deci dumneavoastră până acum nu puteați să faceți asta pentru că trebuia, ca să puteți face interceptări, de exemplu, aveați nevoie de acordul instanței, da, judecătorului de instrucție. Ca să obțineți acordul, trebuia să aveți un dosar, un procuror atașat. Să aibă, nu adresați... Da, să aibă instituția, da, de acord. Deci pe fiecare caz trebuia să existe implicat un procuror, un judecător de instrucție, adică un mecanism întreg. Exact e ca și cu povestea pe care o adresez eu celor care spun că eu nu sunt corupt. Și eu îi întreb, dar de unde știți? N-am luat niciodată mită. Așa, dar v-a propus cineva vreodată? Nu. Păi atunci nu puteți să spuneți că nu sunteți corupți. Pentru că poți să spui că nu ești corupt atunci când ți s-a propus și ai refuzat. Coruptibil și corupt este diferent. Deci, în condițiile în care SIS nu a avut cum, decât doar prin abuz evident, să intercepteze oamenii, de exemplu,
N-a făcut-o pentru că nu a avut mecanismul. Și acum îi va fi oferit totul pe tablă. Dacă aveți siguranță că nu va face abuzuri? Două secunde. Un exemplu din democrație avansată, cum este Statele Unite ale Americii. Da, dar scurtuți că unde se trebuie pe final. Există această lege Big Brother, da? Uh-huh. Și îl avem pe Edward Snowden, un fost ofițer în cadrul CIA-ului, serviciul lor de inteligență, care a povestit lumii întregi că o asemenea lege a fost deci folosită pentru a intercepta afilat toți cetățenii, nu numai în Statele Unite, dar și în afara Statelor Unite. Eu despre mecanismele de control, nu despre Snowden, că nu vorbim despre Statele Unite. Și să nu povestiți că ofițerii de investigații sau ofițerii noștri care vreau să vorbesc despre mecanismele de control. Nu folosească acest procedeu din lege respectivă împotriva cetățenilor săi. Da, chiar să... și ultimul excavatorii sau maturatoare de la piață. Domnul Snowden, care acum se ascunde la Moscova, este tot interesant. Haideți să... Care-i problema? Unde este? El a vorbit despre acestea. Haideți să vorbim despre ce garanții puteți să ne dați? Deci, că abuzuri nu vor anterior, exista. În prima ediție acestei legi, așa cum i-a fost conceput în anul 2012, a fost prevăzut și așa cum a fost votat astăzi în primă lectură, există un singur mecanism. Dar noi am făcut deci ne-am angajat în fața Comisiei de la Veneția să mai venim cu încă unul despre care o să vorbesc. Vreau inițial o spun despre primul. Sub Comisia de Control Parlamentar asupra Serviciului de Informații și Securitate, care va avea acces la anumite date statistice despre interceptările care s-au întâmplat. Deci o comisia din deputați, sub comisia de control, este din deputați. Deputații sunt persoane politice și nu pot accesa persoanele politice date personale. Deci înțelegem lucrul ăsta. Este interesant, această subcomisie de control este de obicei condusă prin legii stabilite de către un reprezentant al opoziției și alți doi deputați din partea puterii. Din 99, când a fost investit acest mecanism, niciodată subcomisia asta nu s-a întâlnit și nu a mers la SIS. Niciodată până în prezent. Se va institui încă un mecanism, o comisie de control extern compusă din un judecător pensionat cu minim 15 ani de experiență, desemnat de către președinte, oricine va fi președinte și acum și peste 10 ani și peste, nu știu, și un procuror cu experiență de 15 ani și un judecător, care vor veni și vor deschide dosare și vor vedea absolut, vor avea dreptul să deschidă dosare active și să verifice de ce s-a dispus, de ce nu s-a întrerupt atunci când au apărut motive de a crede că nu se întâmplă și SIS nu a avut dreptate. Deci vor exista încă un mecanism. Din păcate nu mai avem timp. La acest proiect de lege vom reveni. Eu tare sper că el nu va fi ambalat repede pe ultima sută de metri și noi până ne vom dezmetici, el deja va fi votat în Parlament, pentru că probabil că vor fi două, trei runde minim de, de discuții publice în care domnul Arsenie vă invit să veniți mare și drag. Să expuneți acest... Mai mult vă atât vă spun că în primăvara lui anul 1996 am fost la Varșovia la conferință internațională cu serviciile secrete. Mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8 și să aveți o seară frumoasă.